În raionul Basarabească, Festivalul Dansului Popular Vasile Tănas se desfășoară bianual. Aceasta are drept scopul promovării tradiției băștinașe coreografice, promovării horei satului și familiarizării spectatorilor cu dansurile autentice zonei sudice din Republica Moldova. Organizatorii manifestării au fost Primăria satului Abaclia, Ansamblul de muzică și dans LIA și Secția Raională de Cultură Basarabească. Noi când vorbim de alocații bănească, vorbim despre Secția Cultură și Consiliul Raional, fiindcă noi suntem la Consiliul Raional, deci a alocat o sumă de 5.000 de lei pentru organizarea acestui festival. Dintre 7 colective de dans invitate, la festival au participat doar 4, dintre care unul din Bălți și 3 colective din raionul Basarabească. Anume, Vasile Tănas a fondat ansamblul LIA, fiind conducător și învățător de dans a acestui ansamblu. El a știut să selecteze dansurile naționale și să-i educe în copii dragostea față de dansul popular moldovenesc. Pe parcursa mai multor ani, ansamblul LIA fiind mândria raionului nostru. În Basarabească sunt 3 formații bune. Nu toate raioanele ar putea să se mândrească cu câte 3 formații bune de dans popular. Sunt raioane care nu au nicio formație. Am văzut și grupele pregătitoare ale formației LIA din Abaclia, copii foarte bine pregătiți. Am privit repertoriul formațiilor din Sadaclia, din Karabetovka. Vreau să spun cu mândrie că astăzi avem 3 ansambluri de dansuri populare. Asta este LIA care a vorbit, care organizează lucrul acesta. Este ansamblul Mărunțica din satul Karabetovka, care a apărat anul acesta titlul model. Și este ansamblul din Sadaclia, care astăzi o să evolueze pentru prima dată pe scena Casei de Cultură Raionale. Ideea de a organiza acest festival îi aparține elevii lui Vasile Tănas, Svetlana. Discipulii săi au continuat arta dansului, recent obținut chiar premiul 1 în cadrul festivalului Vatra Horelor din Capitală. Acest colectiv împreună cu conducătorul lor au participat la diferite concursuri și festivaluri, având chiar și multe turnee atât în țară cât și peste hotare. Vasile Tănas a lăsat în inimile discipulilor săi amintiri frumoase. De ce ai ales dansul? Dansul am ales fiindcă, în primul rând, îmi place ceea ce a organizat Vasile Afanasievici cu mulți ani în urmă. Am avut plăcerea în tot timpul să privesc oamenii care dansează ceea ce el a creat. L-ați cunoscut personal pe Vasile Tănas? Sigur, pentru că dumnealui a fost conducătorul nostru de dans și nu numai. Și a fost un om extraordinar care ne-a învățat arta în general, cultura dansului, a portului național, a tot ce este mai frumos. LIA ca colectiv de dans a fost creată în anul 1989. An la rând s-au schimbat generații întregi de dansatori, formând diferite colective de diferite vârste, de la mici la mari. De câți ani dansezi? De vreo 2. Nu de mult. De la un an. De ce ai ales să dansezi? Mie îmi place să dansez. Pentru că este distractiv. De câți ani sunteți în acest colectiv? De câți ani vă pot spune? Știu că de la undeva vârsta de 12 ani. Dansez în acest colectiv în jur la 5 ani. Manifestarea s-a început într-un mod original, dar cum se obișnuiește la moldoveni, s-a ținut o slujbă de pomenire în memoria lui Vasile Tănas, după care primarul satului Abaclia a declarat festivalul deschis. La acest festival, oaspeții de onoare au fost șeful secției cultură Basarabească, directorul adjunct Centrului Național de Creație Populară și consultantul superior al Ministerului Culturii. Organizatorii festivalului planifică să meargă cu un demers la Ministerul Culturii pentru ca acest festival să scoată în veleag tinerile talente și să fie ridicat la rangul republican. Vreau să vă zic că urmărind atmosfera de aici din sală și cea din scenă, mi-am dat seama că este o sărbătoare minunată aici la dumneavoastră în localitate și ceea ce merită să existe aceste sărbători, nu numai aici, în toată Republica noastră. Vreau să vă mai zic că Ministerul Culturii și Turismului va susține în continuare acest festival. După aceasta, prezentatorii au invitat pe cei prezenți în sală la spectacolul de gală a formațiilor artistice.
cadrul acestui festival a venit și nepotul lui Vasile Tănas cu piesa Șansa ta, Marius Lupașcu, un băiețel drăguț și dezghețat. Potrivit șefului secției de cultură basarabească Iosif Bolea, colectivilor artistice care au participat în cadrul festivalului li s-a acordat diplome de participare, simbolul ansamblului de muzică și dans LIA și câte 500 de lei, iar organizatorilor câte o scrisoare de recunoștință.